În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Laudat să fie Iisus și Maria. În vecii vecilor. Amin. Cu mare bucurie, noi surorile, congregații filice, Sfintei Maria, Divine Providențe, precum și slujitorii Caritasii și întreaga familie goneliană din Iași, împreună cu voi toți, drag prieten, colaborator și credincios, participăm la această sfântă liturghie în care dorim să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru darul făcut Bisericii Universale prin Sfântul Aloisi Guanela, fondatorul congregațiilor noastre, și pentru sfințenia sa care pe fiecare dintre noi ne conduce spre mântuire. Astăzi, când celebrăm încheierea centenarului de la nașterea sa la cer, punim în această Sfântă Eucaristie recunoștința noastră pentru toate surorile și frații care au răspândit cu sacrificii și bucurie caritatea goneliană și milostivirea Tatălui Veșnic. Pentru noi, această zi de sărbătoare este cea mai frumoasă zi. Părintele Guanela spunea: în zilele de sărbătoare să ne dăruim cu totul lui Dumnezeu, Tatăl așa, cum preotul prezință ostia la Sfântă Liturghie. În zi de sărbătoare Dumnezeu ascultă mai mult, iar tu ai mare nevoie ca Dumnezeu să te ajute și să binecuvânteze lumea întreagă. Fraților, să ne recunoaștem păcatele pentru a celebra cu vrednicie Sfintele Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult, cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică.
Să ne rugăm, Dumnezeule, care l-ai făcut pe Sfântul lui Zgonela preot, să strălucească printr-o iubire deschisă față de cei săraci. Dă-ne, te rugăm, harul de a te sluji neîncetat, în împlinirea faptelor de caritate și de a primi, datorită providenței tale, moștenirea care li se cuvine fiilor. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Amin. Pe orbi și pe șchiopi îi adun din colțurile pământului. Citire din cartea profetului Ieremia. Așa vorbește Domnul. Strigați de bucurie pentru Iacob, chiuiți de veselie pentru conducătorul neamurilor. Faceți să se audă aleluia și spuneți: Doamne, mântuiește-l pe poporul tău și pe restul lui Israel. Iată, îi aduc înapoi din țara de nord, îi adun din colțurile pământului. Printre ei sunt orbi, șchiopi, femei însărcinate și care nasc. O mare adunare se întoarce aici. Ei vin plângând și rugându-se. Îl conduc să meargă la torente de apă, pe un drum drept pe care nu se vor poticni, pentru că eu voi fi un tată pentru Israel, iar Efraim va fi întâiul meu născut. Cuvântul Domnului. Oh,
Dragostea nu se stinge niciodată. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, dacă aș vorbi limbile oamenilor și al îngerilor, dacă nu am dragoste, sunt ca o ramă sunătoare sau ca un chimval zângănitor. De a-și avea darul profeției și de a-și cunoaște toate tainele și toată știința și de a-și avea toată credința, așa încât să mut și munții din loc, dacă nu am dragoste, nu sunt nimic. De a-și împărți toată averea mea săracilor și de mi-aș lăsa trupul să fie ars de viu, dacă nu am dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare. Dragostea e binevoitoare. Dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută propriile interese, nu se mânie, nu ține seama de răul primit, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le iartă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le îndură. Dragostea nu va înceta niciodată. Cuvântul Domnului. Mântuitorul nostru Iisus Hristos a nimicit moartea și a făcut să strălucească viața prin Evanghelie. Să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Marcu. În acel timp, ieșind din Ierihon, Iisus cu discipolii săi și cu o mulțime numeroasă, un cerșetor orb, Bartimeu, fiul lui Timeu, stătea lângă drum. Auzind că este Iisus din Nazaret, a început să strige și să spună: Fiul lui David, Iisuse, îndură-te de mine! Mulți îl certau ca să tacă, însă el striga și mai tare: Fiul lui David, îndură-te de mine! Oprindu-se, Iisus a spus: Chemați-l. Și l-au chemat pe orb, spunându-i: Curaj, ridică-te, te cheamă. Iar el, aruncându-și haina, a sărit în picioare și a venit la Iisus. Iisus, întrebându-l, i-a zis: Ce vrei să fac pentru tine? Orbul i-a spus: Rabuni, să-mi recapăt vederea. Atunci Iisus i-a zis: Mergi, credința ta te-a mântuit. Îndată și-a recăpătat vederea și îl urma pe cale. Cuvântul Domnului. Lăudați să fie Iisus Hristos! Cucernici părinți goanelieni, părinte Francesco și părinte Batista, cucernici părinți din altar la acea prezență, la această sărbătoare, cucernică sora Rosa, superioara comunității din România, dragi surori, în sărbătoare, iubiți credincioși, prezența azi aici în catedrală, se spune că într-un sat de munte, în mijlocul Alpilor, printre case
răsfirate pe poteci de munte, satul se cheamă Fraciscio, într-o casă a unor munteni de acolo, o casă cu 13 copii, într-o zi, doi dintre acești copii sunt surprinși făcând următorul lucru. Au luat un castron mare, au pus țărână, au pus apă și începeau să mestece. Era un băiat și o fată, la care mama îi întreabă, dar ce faceți voi acolo? La care băiatul răspunde, mamă, vrem să facem supă pentru toți săracii, să dăm supă să se sature toți săracii. Cred că a fost un act care vorbește de la sine, pentru că acel băiat de care aminteam și de care povestesc e tocmai părintele Alois Goanela, de mai târziu, Sfântul Alois Goanela. Am început cu acest lucru pentru ca să vedeți ce înseamnă o educație într-o casă cu 13 copii, era al 9-lea copil din această casă. Iar satul lor, Fraciscio, eu v-aș ruga să mergi odată până acolo, e foarte frumos, urci mult, mult, mult pe munte, nici autobuzul nu poate să urce, așa de multe serpentine sunt acolo. Și cred că dacă mă gândesc bine, în urmă cu 4 ani, când am ajuns acolo sus, la această oră încă era zăpadă, foarte frig. Și e chiar la granița cu Elveția. Și se spune că pe acolo veneau mulți oameni în pelerinaj sau trecători prin satul acesta, venind spre Como, spre Italia, și casa acestor părinți cu 13 copii mai avea putere ca să dea ceva de mâncare sau chiar găzduire acestor drumeți. Acest părinte Alois Goanela este în sărbătoare mare, pentru că în toate țările, și nu numai cred, unde se află un frate călugăr goanelian sau o soră de la Fiicele Sfinte Fecioare Maria Divine Providențe, congregații întemeiate de părintele Alois Goanela, azi e sărbătoare. E sărbătoare din 3 motive. 1. Pentru că dacă v-ați uitat ieri în calendar, a fost chiar Sfântul Alois Goanela. 2. În urmă cu 4 ani a avut loc la Roma, în Vatican, canonizarea și declararea ca sfânt a acestui mare binefăcător al sfârșitului de secol XIX și începutul de secol XX. Și poate cel mai frumos lucru este că ieri s-au împlinit 100 de ani de când a fost chemat la cele veșnice, adică a intrat în împărăția sfinților. Despre Alois Goanela cred că s-ar putea vorbi 3 zile neîntrerupt. Eu voi puncta în aceste minute, câteva minute câte am la dispoziție, doar câteva lucruri mai deosebite. Ajunge preot, sigur, după o copilărie binecuvântată, cum spunea el. Satul lor se afla doar câțiva kilometri mai sus de un sanctuar al Maicii Domnului și el coborând tot timpul ca elev, copil, de la Fraciscio, jos, spre localitate de mai jos, totdeauna oprea puțin în acest sanctuar al Maicii Domnului. Deci, dintr-un început, aș vrea să spun, a fost un mare devot al Maicii Domnului. La 24 de ani devine preot și, sigur, lucrează acolo unde îl trimite episcopul, în diferite locuri, fie paroh, fie vicar. Și totuși, el intră, dacă vreți, în viața societății. E interesantă viața sa, pentru că el nu rămâne închis în biroul parohial, ci iese tot timpul și vede și observă. Aici, cred că aici este important, poți să treci pe lângă un sărac, dar dacă nu ai acest flair de a-l observa, treci mai departe. Ei bine, pe Don Goanela, părintea lui Goanela, acest lucru a fost foarte important. S-a oprit, a văzut și a pus mâna. Când ajunge într-o parohie la Pianello, vede aici mulți săraci, foarte mulți. Să ne gândim că suntem în jurul anului 1870, el s-a născut în anul 1842. Deja pe la 1866 era preot, în jurul anului 1870 ajunge paroh aici și vede această sărăcie. Ba, mai vede ceva, niște persoane din zonă. E vorba de Marcelina și Clara Bozato,
au văzut că ele vor să ajute puțin această comunitate, această zonă. Și împreună cu ele, ele vor fi primele surori, împreună cu ele începe o activitate care se va termina, sau nu se va termina niciodată, sper, o activitate care a început în timpul său și continuă și astăzi pe toată fața Pământului. Sigur că la Don Guanella aș vrea să spun două lucruri importante. El vrea să dea lumii esențialul, adică pâine și paradis, pâine și mântuire, pâine și credință. De ce lucrul acesta? Pentru că omul are nevoie de două elemente, să trăiască și să se mântuiască. Asta, nu? Are nevoie de viață pe care o dă prin pâine și de mântuire. Degeaba trăiește omul, dar degeaba are pâine cât vrea și tot timpul dacă nu se mântuiește. Ori aceste două aspecte, pâine și paradis, este cea mai frumoasă emblemă pe care cred că poate să o aibă un sfânt. Pe de altă parte, cardinalul Amato, pe care l-am văzut și noi la Iași anul trecut, a doua zi după canonizare, care a avut loc în 2011, spunea următorul lucru. L-a numit campion al sfințeniei. O, ce expresie faină, frumoasă, campion al sfințeniei. Și spunea mai departe, a excelat în credință și iubire. Iarăși un binom care merită atenție, pentru că e valabil pentru fiecare om. Degeaba ai credință dacă n-ai iubire. Și invers e valabil. Degeaba ai iubire dacă n-ai credință. Dacă ai doar credință și n-ai iubire, nu ne-am deosebit cu nimic de acești teroriști, nu? Și teroriștii islamiști de actualmente spun că au credință în Allah, dar n-au iubire. Deci nu-i suficientă credința. Și nici invers. Dacă un om spune că eu iubesc pe toată lumea, dar n-am treabă cu Dumnezeu, e doar un filantrop. Un om care are de unde și dă și el la alții ceva. Deci ambele acestea, credință și iubire, trebuie să se îmbine perfect. Lucru care se vede absolut frumos la Don Guanella. Pe de altă parte, n-a fost doar un preot și un om care a făcut fapte bune. A fost un om care s-a implicat în biserică profund. Și putem să vedem acest lucru din relația pe care Don Guanella a avut-o cu papii din timpul său. Sigur că aș începe cu Pius al IX-lea, pe care l-a prins ca preot. Să nu uităm că anii 1870-80-90 erau anii începutului industrializării. Erau anii în care își făcea încă ravagii iluminismul francez. Erau anii în care anticlericalismul înflorea bine. De aceea Papa Pius al IX-lea, care are mare merite în biserică, a fost un mare papa al bisericii, avea mari necazuri. Mari de tot. Ori Don Guanella scrie o carte, dar foarte frumoasă, în apărarea Papei Pius al IX-lea, care s-a răspândit foarte mult. Un alt papă care a urmat, Leon al XIII-lea, s-a întâlnit de câteva ori cu el, un papă care, sigur că, iarăși are niște sesizări frumoase în scrierile sale, mai ales atunci când vorbește despre muncitorime, vorbește despre importanța muncii, despre apariția acestor curente antireligioase și așa mai departe, el comentează în alte cărți, iarăși, aceste luări de poziție ale papei Leon al XIII-lea. Dar poate cel mai important este că a fost într-o relație cu un alt sfânt al timpului său. E vorba de papa, Sfântul Papa Pius al X-lea, cu care s-a cunoscut pe când era papa, era episcop de Mantova, iar Don Guanella se întâlnea foarte des cu el. În sensul acesta, s-a întâlnit de multe ori cu el și ba chiar împreună au stabilit să se construiască la Roma, cei care ați fost acum 4 ani la Roma, vă amintiți, bănuiesc, de acea frumoasă biserică San Giuseppe în Triunfale, Sfânt Iosif în Triunfale, nu departe de Vatican. O biserică pe care a gândit-o special pentru a se întâlni acolo cu cei care erau în nevoie. Iar Benedict al XV-lea, următorul papă, a intervenit, era chiar înainte de a muri, era în 15 septembrie 1915, când l-a primit ultima dată în audiență, dar cu un an înainte, papa Benedict al XV-lea l-a rugat, în paranteză fie spus, în anul 1915, a fost un mare cutremur la Roma.
în Italia. Și Papa Pius, scuzați, Papa Benedict al XV-lea l-a rugat pe el și pe Don Orione ca să facă ceva, să vină în ajutorul celor care au fost victime ale cutremurului. Și așa se face că în 15 septembrie 1915 va avea ultima sa întâlnire cu Papa Benedict al XV-lea. Același papă, pentru că hai să facem legătura, 15 septembrie, întâlnirea cu Papa, și pe 24 septembrie va muri. Cu câteva săptămâni înainte se întâmpla aceasta. Și când a auzit Papa că a murit, a declarat puternic și tare, a murit un sfânt al zilelor noastre. Da? El, într-adevăr, Don Guanela s-a îmbolnăvit la sfârșitul lui septembrie, a fost puțin paralizat și a murit, iată, în octombrie, la sfârșitul lui octombrie. Fapt este că Don Guanela rămâne una din marile figuri ale nordului Italiei. Sigur că, pe de altă parte, trebuie să spun că era un fel, cum se cheamă, sfinții se întâlnesc, sau altfel spus, totdeauna oamenii buni fac proiecte frumoase. În sensul acesta, nordul Italiei a cunoscut mai mulți asemenea sfinți, preoți sfinți, care au avut inițiative foarte frumoase. E vorba de Don Bosco, e vorba de Don Orione, e vorba de Aurelio Baciarini și așa mai departe. Pentru că Don Orione, iarăși o prezență aici la Iași, Don Orione a fost cel care i-a dat ultima dată, mi se pare, Sfânta Împărtășanie. Iubiți credincioși, dragi surori, și în sărbătoare. Astăzi, iată, suntem la 100 de ani. Și dacă aruncăm pe harta lumii o privire, vom vedea pe toate continentele urmași al lui Don Guanela. Și mă bucur acest lucru. Când am fost, iarăși fac referință, când am fost ultima dată la canonizarea care a avut loc în anul 2011, mi-amintesc că am văzut acolo mulțimi imense. Din toate părțile lumii se vedeau că aveau steagurile lor și toți eram în seara din ajun la Biserica San Paolo Fuori le Mura pentru o priveghere. Erau așa de mulți oameni și surori și călugări, dar foarte mulți cooperatori ai acestor, adică oameni laici din biserică, așa care vor să facă și ei ceva pentru, ca și Don Guanela. Și am văzut acolo mulțimi imense, dar cel mai mult m-au impresionat brazilienii. Am zis, băi, în Brazilia, nu știu, au venit cu avionul și au făcut ce. Erau mulțimi imense de oameni și din India și în alte părți. Ce fac acești călugări? Sigur, nu trebuie să spun eu, o spun vorbele lor. Sau dacă n-ați fost niciodată la proprie fără soț, eu vă invit să faci doar o vizită numai să vedeți. Adică se pune degetul acolo unde doare și asta cred că este important. Pe fața pământului sunt două feluri de oameni, sau trei. Sunt cei care provoacă suferință, teroriștii și oamenii răi, sunt cei care nu interesează, doare acolo, nu mă interesează, dar sunt și cei care pun degetul pentru a alina suferință. Și aici cred că sunt creștinii, sau ar trebui să fie toți creștinii. Iar unii dintre creștini se implică cel mai mult în acest lucru, lucru pe care l-a făcut și Don Guanela. Și ca să vă dau și un exemplu, ca să vedeți, un crâmpei din viața părintelui Batista, care este din India, l-a văzut de multe ori, și el povestește următorul. Cum i-a venit lui ideea să se facă preot? Zice, la noi acolo, în India, erau copii handicapați, mulți. Noi, copiii obișnuiți de la școală, când îi vedeam, aruncam cu pietre în ei. Dar, zice, am văzut la un moment dat niște preoți, niște călugări care îi lua pe acești copii în care noi aruncam cu pietre, îi luau la brațul lor, îi mângâiau și îi iubeau ca pe copiii lor. Și atunci mi-am zis, vreau și eu să fiu preot ca aceștia care mângâie. Și așa s-a născut ideea vocației sale. Adică vreau să spun prin acest exemplu că acolo unde există un dram de iubire, unde există un spirit al lui Don Guanela, cred că se alină multă suferință. Și aș încheia cu trei minuni care s-au întâmplat datorită sau prin mijlocirea lui Don Guanela, pentru că, așa cum știți, pentru ca cineva să fie declarat fericit sau sfânt, se cer minuni.
Beatificarea sa a avut loc în anul 1964 de către Papa Paul al VI-lea. Pentru beatificare au fost consemnate cel puțin public două minuni. E vorba de două persoane din Italia. E vorba de Maria Uri și Teresa Pighin. Ambele s-au vindecat în anul 1963. Prima dintre ele a avut o peritonită toxică fără nicio ieșire. Nu se mai putea face absolut nimic. Organismul ei era deja în comă și medicii au spus nu se mai poate face absolut nimic. S-a intervenit cu rugăciuni la Don Guanella, de către familie, de către prieteni, de către comunitate, și așa se face că în două săptămâni această persoană totalmente pierdută va reveni la viață. Și a doua, de asemenea, cu o scleroză gravă, paralizată, va reveni la sănătate. Dar poate cel mai frumos lucru este minunea care s-a întâmplat în America, cu ocazia canonizării. E vorba de data de 15 martie 2002. Recent, nu? În zilele noastre. E vorba de un băiat, William, din Philadelphia, care era patinator foarte bun. Dar din cauza vitezei și faptului că nu purta casca recerută, a avut un grav accident. A căzut și a rămas cu o traumă la cap, la craniu, în partea occipitală. A fost dus la spital în Philadelphia și aici medicii i-au constatat o gravă rană și a intrat într-o comă de gradul 4, comă profundă. A fost supus unor intervenții chirurgicale, neurochirurgicale, dar niciun semn de viață măcar. În data de 19 martie, accidentul a fost pe 15, pe data de 19 martie, doctorița Noreen Yoder, o prietenă a familiei, o roagă sau îi propune mamei lui William să aducă două relicve ale părintelui Guanella și una dintre ele i-a fost aplicată pe pieptul acestui tânăr. Au început și comunitatea o serie de rugăciuni pentru a obține mijlocirea fericitului deja a lui Guanella. La 25 martie, adică la 10 zile de accident, au început primele semne de întoarcere. Iar la 9 aprilie, William a ieșit din spital. Mai mult decât atât, a făcut puține exerciții, dar foarte puține, și două luni după accident deja era recuperat total, fără a mai lăsa nici măcar semne. 8 luni după incident, deja el a început să lucreze, iar în 2008 s-a și căsătorit și are o viață absolut normală. Din declarațiile tuturor, aceasta a fost considerată o adevărată minune. Așa se face că, iată, Alois Guanella nu și-a încheiat misiunea în data de 24 octombrie 1915, ci continuă, fie din cer, prin mijlocirile sale, fie pe pământ, prin cei care vor să-i urmeze spiritul. Și n-aș putea să închei decât cu, pentru că suntem în luna Rozarului, cu un fragment sau o propoziție pe care el o spune despre Sfântul Rozariu. Închei așa cum am început. Don Guanella, un devot al Maicii Domnului, spune el, seara, în fața Preasfântului Sacrament sau acasă, lângă o icoană frumoasă, o jumătate de oră de rugăciune bună cu Sfântul Rozariu în mână va fi o adevărată binecuvântare. Rozariul este rugăciunea creștinului, devoțiunea popoarelor, arma de mântuire a bisericii. Rozariul ne pune încrezători în brațele unei mame sfinte, Fecioara Neprihănită. Lăudați să fie Iisus Hristos!
să mărturisim acum credința noastră. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a patimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Crede în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Tătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Crede într-una Sfântă, Catolică și Apostolică Biserică. Mărturisesc un botez per iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului. Amin. Fraților prea iubiți, celebrând cu evlavie și fervoare sărbătoarea Sfântului Aloiz Guanella, să îndreptăm către izvorul Sfințeniei bucuria și coroana tuturor sfinților smerita noastră rugăciune. Pentru ca Sfințenia lui Dumnezeu să strălucească în cuvintele și faptele tuturor celor care formează Biserica, să ne rugăm. Ascultă-ne, Doamne! Pentru ca Sfântul Părinte, Papa Francisc, episcopii și toți preoții să împlinească în fidelitate față de Domnul, cu umilință și zel, slujirea lor în folosul poporului lui Dumnezeu, să ne rugăm. Ascultă-ne, Doamne! Pentru ca persoanele consacrate și credincioșii laici, supuși cuvântului Domnului și Duhului Sfânt, să dea lumii mărturia de fidelitate față de porunca iubirii, să ne rugăm! Ascultă-ne, Doamne! Pentru ca toate persoanele care sunt îngrijite în întreaga familie guaneliană să găsească în surori, preoți și în cei care colaborează ajutor, sprijin material și spiritual, pâine și paradis, așa cum dorea Sfântul Aloiz Guanella, să ne rugăm. Ascultă-ne, Doamne! Pentru ca toți cei care sunt apăsați de sărăcie sau suferă de boală sau de alte necazuri, să știe să-și unească suferințele lor cu ale lui Hristos, pentru sfințirea proprie și pentru mântuirea lumii, să ne rugăm. Ascultă-ne, Doamne! Pentru ca toți copiii să fie păstrați în nevinovăție și educați în virtute, tinerii să fie formați în onestitate, generozitate, sacrificiu și muncă, bătrânii să fie întăriți în neputința lor și trăind o bătrânețe sănină, să se pregătească pentru răsplata veșnică din cer, să ne rugăm. Ascultă-ne, Doamne! Participând la Sfânta Liturghie, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru darul Părintelui Guanella. Îi cerem prin mijlocirea sa să ne binecuvânteze pe toți din cer, ca să mărturisim și noi în viața zilnică iubirea milostivă a Tatălui, să ne rugăm. Ascultă-ne, Doamne! Pentru răposații familiei guaneliene și toți răposații, primește-i, Doamne, să se bucure de contemplarea Sfințeniei Tale împreună cu marea familie a fericiților din cer, să ne rugăm. Ascultă-ne, Doamne!
Ajută-ne, Doamne, mereu cu harul Tău, mijlocirea Sfântului Alois Guanella, să ne obțină harul de a pune în practică virtuțile sale, iubirea înflăcărată față de Euharistie, zelul neobosit pentru mântuirea sufletelor, încrederea senină în providența divină, iubirea delicată față de săraci, în special față de cei mai nevoiași. Prin Hristos, Domnul nostru. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu Tatăl Atotputernicul. Să primească, Domnul, jertfa de mâinile tale, spre lauda și mărirea numelui Său, spre folosul nostru și al întregii sale.
Ajută-ne, Doamne, pe noi cei care celebrăm jertfa mântuirii, să ne oferim ție ca ofrandă plăcută, după exemplul Sfântului Eluis Guanella, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Sus inimile, le avem la Domnul, să mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat, drept este a-ți aduce laude și mulțumiri ție, Părinte Sfânt, Dumnezeu atotputernic și veșnic, în orice clipă vieții noastre, în timp de sănătate și de boală, prin Hristos, slujitorul tău și mântuitorul nostru. El, în viața sa mântuitoare, a trecut făcând bine și vindecându-i pe toți cei care erau în stăpânirea răului, și astăzi, ca un bun samaritean, El se apropie de orice om rănit în trupul și sufletul său și varsă pe rănile sale unde lemnul mângâierii și vinul speranței. Prin acest dar al Harului Tău, chiar și noaptea durerii, se deschide la lumina pascală a Fiului Tău răstignit și înviat. Și noi, împreună cu îngerii și sfinții, îți înălțăm într-un singur glas imnul Mariei tale. Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Adevărat, Sfânt ești, Doamne, izvorul a toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roua Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru, Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre patimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frunt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cina, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicul legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertare păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Povestim, Doamne, și învierea Ta o mărturisim.
celebrăm așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și puterul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai vrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu milința să înnoiască Duhul Sfânt pe noi, care ne facem partași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta, răspândită pe întregul pământ, ca să o deșeușeste în dragoste, împreună cu Părintele nostru Papa Francis, cu Episcopul nostru Petru și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au dormit în speranța învierii și de toți cei care au reposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru că împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos și cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată totputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați să de porunca Mântuitorului și povățuiți să de învățătura sa dumnezeiască, îndrăsnim să spunem: Tatăl nostru, sfințească, vie împărăția Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră, nouă astăzi, și ne iartă nouă celele noastre, precum și noi, și nu ne duce pe noi. Mântuiește-ne, Te rugăm, de toate relele și binevoiește a da pace în zilele noastre, pentru că ajutați-ne milostivirea Ta să fim purura liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând de speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace va las vouă, pace mi-o dă vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale și binevoiește Lui pace și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Daruiți-vă pace.
Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub căpărământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu.
Doamne, noi ne-am întărit la masa cerească în sărbătoarea Sfântului Alois. Dă-ne, te rugăm, harul de a ne bucura veșnic de vederea ta fericită și de comuniunea de viață împreună cu tine, prin Hristos Domnul nostru. Facem acum rugăciune către Sfântul Alois Guanela, pe care avem în iconița, care aveți în băncile pe față, împreună, toți împreună. Doamne Iisuse, ai venit pe pământ pentru a ne împărtăși iubirea Tatălui și pentru a fi sprijin și ocrotitor al celor mici și al celor suferinți. Îți mulțumim pentru că ni l-ai dăruit ca pe slujitorul tău credincios, Părintele Alois Guanela, ca și ecou minunat al lui Dumnezeu. Fă-te rugăm ca exemplul vieții sale să strălucească în lumea întreagă spre slava lui Dumnezeu Tatăl și spre ajutoarea poporului creștin. Prin mijlocirea lui te rugăm, dăruiește-ne harul pe care ți-l cerem acum. Și fă că să-i putem imita virtuțile, pietatea înflăcărată față de dumnezeiască Euharistie, încrederea liniștită în providența divină, iubirea aleasă față de cei mai săraci, zelul pastoral pentru poporul tău, pentru ca împreună cu el să putem primi darul bucuriei pe care ne-ai pregătit-o în casa Tatălui. Amin. Și acum câteva anunțuri din partea parohiei. De astăzi, trecându-se la programul de iarnă, Sfânta Liturghie de seară, atât în zile de lucru cât și duminica, vor fi la ora 18. Este spre sfârșitul lunii octombrie, luna Sfântului Rozariu. Continuând o inițiativă din ultimii ani, se va organiza un rozariu continuu timp de 24 de ore. Va începe vineri seara pe 30 octombrie după Sfânta Liturghie și se va termina sâmbătă seara înainte de liturghia de seară. Cei care doresc să participe la acest rozariu și să conducă la o anumită oră din zi sau din noapte, așa cum știți, să se înscrie până joi la biroul parohial. Duminica viitoare este 1 noiembrie, solemnitatea tuturor sfinților. Programul sigur este cel de duminică obișnuit. În această zi, între orele 13:30-16, preoții la parohie vor sta la dispoziție pentru sfințirea mormintelor la cimitirul Sfinții Petru și Paul. Repet, duminică 1 noiembrie, între 13:30 și 16. Programul detaliat pentru sfințirea mormintelor la toate celelalte cimitire va fi anunțat duminica viitoare. Însă, dacă cineva vrea să știe mai din timp, este deja pus la afișier. Legat de tot de acest subiect, cu cultul morților în aceste zile, cei care doresc să cumpere lumânări pot găsi la biroul parohial. Tot duminica viitoare se împlinesc 10 ani de la sfințirea Catedralei Noi, aceasta. Liturghiile pe care le vom celebra duminică și rugăciunile speciale pe care le vom înălța vor reprezenta o mulțumire adusă lui Dumnezeu ca un prinos de recunoștință pentru acest mare dar făcut Iașului. Și acum un lucru de administrație. În vederea depunerii unui proiect pe fonduri europene pentru restaurare și consolidare catedralei vechi, se cere, printre altele, și de un chestionar de consultare publică. Și tocmai de aceea se face un apel. E nevoie de niște foi A5 completate de cât mai multe persoane și acolo se pune numele, CNP-ul și nu mai știu ce. Cei care doresc să participe la acest sondaj, și cred că toată lumea ar trebui,
Sunt rugat să completez acest formular pe care îl găsiți la ieșirea din catedrală și să îl aduceți înapoi până duminica viitoare cel mai târziu. Se poate completa și imediat, deoarece trebuie să scrieți doar numele, CNP-ul, semnătura și să bifați o căsuță acolo. Așadar, este, văd că, o inițiativă care se cere, dar trebuie făcută și de aceea cred că toată lumea dorește să avem catedrală veche restaurată. Tot în această săptămână se mai pot face înscrieri pentru cei care vor primi sacramentul mirului anul viitor. Mâine seară, la ora 7, la 19, se face cateheză pentru familii. Tema este familia și timpul liber. Părintele Florin Sescu, de la Centrul Misionar Diecezan, mulțumește tuturor pentru generozitatea deosebită de care s-a dat dovadă duminica trecută, ajutându-i pe misionari. Domnul să vă răsplătească însutit. Ajungi la finalul acestei liturghii, pe care părintele Guanelian, care a fost mult timp la Iași, Francesco Bernardin, a prezidat această liturghie, la final va da binecuvântarea cu relicva specială a lui Don Guanela pe care o avem pe altar. Iar acum, ca un cuvânt de mulțumire din partea celui de-al doilea preot guanelian, care a fost și este la Iași, părintele Baptist Valagan Alfons, mai pe scurt, părintele Batista. Laudos fie Iisus! Ce bine că suntem aici, în această catedrală, închinată Maicii lui Dumnezeu, pentru a sărbători centenarul naștere pentru cer a Sfântului Alois Guanela, care este tatăl nostru, care este fondatorul nostru. El este tatăl săracilor, pentru că este tată milostiv. El are o inimă de bun samaritian, a trăit cu curaj Evanghelia Carității și a fost condus de providența lui Dumnezeu, a devenit prieten al săracilor. La familia guaneliană se bucură de prezența dumneavoastră. Vă mulțumim pentru că ați venit să împărtășiți bucuria noastră. Vă dorim ca Spiritul Sfântului Alois Guanela, de milostivire, de caritate, de compasiune, de iubire al săracilor, de bunătate, domnească în casa, în inimile voastre. Mulțumim părintelui Iosif Dorcu pentru predica care a îmbogățit în inimile noastre și a sporit această sărbătoare. Mulțumim tuturor preoții concelebranți și persoanelor consecrate care ne-au dovedit prietenia, apropierea, iubirea lor. Vă mulțumim al cor care a îmbogățit această sărbătoare cu cântarea lor divină. Mulțumesc! Mulțumim surorilor și cooperatorii și tinerilor de la Casa Providenței și seminaristii din Opera Don Guanela. Vă mulțumim tot care a fost cu noi. O sărbătoare frumoasă, trăiască Sfântul Alois Guanela, o săptămână binecuvântată. Laudas fie Iisus! Domnul să fie cu voi! Prin mijlocirea Sfântului de-a lui Guanela să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin.
liturghia s-a sfârșit, merge și trăiți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu.